Ați auzit că urmează un val de disponibilizări. Da. Vă afectează în vreun fel? Nu. Nu vă afectează? La Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Vaslui, din cei aproximativ 800 de angajați, 87 vor fi disponibilizați în urma reorganizării. Culmea nedreptății este dată de situația celor implicați în scandalul de corupție de la Albița. Cei 47 de polițiști de frontieră puși la dispoziția inspectoratului ca urmare a arestării și ulterior trimiterii în judecată vor fi ocoliți de disponibilizări. Păi e foarte mare de dor. Avem noi putere de decizie? Nu. Dacă legea așa spune că suntem anchetați, trebuie să stăm aici, am stat. Eu părerea mea v-am spus, mi-aș da demisia așa, dar deocamdată mă avantajează cu nimic. Angajații vor fi evaluați și supuși unor testări în funcție de care se va face departajarea. În urma acestor traderi vom da examen. Suntem 31 la formațiunea fază și control acces, între care 6 vor pleca. Acum nu știm, vor pleca acasă, se vor duce în altă parte. Este foarte greu, ținând cont că ca orice tânăr ne-am aventurat și noi, la un credit, la o nevoie personală, mai ales ținând cont și de familie, dar chiar dacă voi părăsi sistemul, nu este nicio problemă. Eu sunt tânăr, cred că pot să iau viața de la capăt. Iar în urma examenului respectiv vor rămâne cele mai mari medii de absolvire a examenului. Cei din lotul Albița momentan sunt puși la dispoziția inspectoratului. Ei se află sub incidența prevederilor articolului 65 din statutul polițistului, care menționează faptul că nu li se poate desființa contractul de muncă până la obținerea unei hotărâri definitive și irevocabile asupra speței în sine. Nici vameșii de la Albița nu au scăpat de disponibilizări. Aceștia au primit deja preavizele.